Yerde deneyim. Şimdiden laboratuvar istat. Am cosit un pic aleia. Stratul acesta e mai micuț. Asta sigur, sigur, sigur îl voi pune cu ardei. Pe el a fost peste iarnă. Am pus resturile de roșii care sunt acolo. De pe toate straturile. Nu chiar toate, jumătate din ele le-am pus și le-am pus pe stratul ăsta. Aici nici iarba n-a crescut. Iar pământul este atât de afunat. Îl lucrez cu mâna. Are și tuneluri din astea pe sub el. Trebuie să-l reglez și pe el un pic. E plin și de furnici galbene. Știți că ăștia dezinfectează solul într-un fel al lor. Pentru că ele elimină acidul formic în sol. Deci nu sunt rele. Și hai să-l rezolvăm și pe acesta. Mai avem de reparat. Ăsta-l tăiem. Și ăsta tăiem. Și vedem. L-am curățat de urâni. Am mai atenuat tunelurile. Doamne, câte tuneluri! Parcă ar fi fost ce autostradă, nu știu cum să spun. În fine, am pus var, am măsurat pH-ul, era vreo 6, mai multe locuri, așa, dar preponderență 6, am pus var. Am pus aceste arcade și vreau să găsesc o folie, să pun, să-l las până mâine să încălzească locul, care ei ăștia au atâtea fițe în cap. Ei trebuie să fie pământul cald. Dacă nu, stagnează și stau așa și ne enervează până își dau drumul. Mă duc să caut o folie și o punem peste. Deci, cam asta e. Am găsit o folie veche urâtă și bucăți. Dar nu contează. O ținem decât să încălzească pământul. Mâine o va da soarele în ea și... Ce e foarte important, clemele astea. Ăștia sunt foarte bune în casă. În grădină. Sau ăștia. Prindem ușor. Arcadele ăștia. Acum să vedem mâine la plantat. Deci facem două găuri cu gurghiu de lemn, cei doi ștacheți, pe care o să unim cu un șurub. De pe găuri. Bun. Șurubul? Dar nu l-ai piulița. Ba da, lui și piulița. Așa, punem piulița. Așteptați, vă rog, puțin. Da, domnule. Veni cu inelarea CAF 17. Da, spune la oameni aceștia. Înfundăm puțin în ștachete, dar nu cred că merge. Nu, că trebuie să culiseze cele două. Și punem culis. Și asta este un picior de la structură. Stă picior pe stă picior. Așa. Deci strângem încet. Că trebuie să și culiseze un pic. Ia să mă culiseze. Simplu ca bună ziua. De ce? Asta mă interesează ca la toamnă, după ce le scot, să le putem închide și să le păstrăm pentru anul viitor. Și l-am făcut și pe al doilea. Picior, cum se numește. Cuiesc puțin, ca să putem să înfigem în pământ. Apoi batem în interiorul rândurilor de roșii.
pe primul strat de roșii, care l-am luat, l-am pus în grădină. Pe al doilea, aici, în capătul celălalt. Da, distanța fiind destul de mare, trebuie să mai facem încă unul la mijloc. Cam la un metru. Da, să nu avem probleme. Și cam așa vine structura. 3. Și acum începem să punem lateralul. Urmă piletanta și cu șuruburi. Și urcăm așa încet, încet. Am pus și sus, încă un ștachete, deci jos, unul sus, unul. Și acum mergem să punem între ele. Gata, am terminat. Sunt foarte încântată. Deci a ieșit. Acum de-abia aștept să crească roșiile mari. Să pot să le leg și să le răsfir ca pe un evantai, așa pe ele. Da. Ștacheți, bucăți, resturi rămase de la alte lucrări. Deci trebuie să-l folosim. Tot ce avem prin casă, să ne coste cât mai puțin. Deci cam asta a fost. Acum să trecem la ardei să-i punem. Deci așa ceva nu am pomenit. Stratul ăsta l-am făcut aseară. I-am pus folie ca să încălzească pământul. Cum vă închipuiți că acum este plin de galerii pe sub el? Unde bag mâna, pe acolo dau de o galerie. Deci în niciun caz nu pot să pun ardei. Chiar nu îmi dau seama ce sunt. Hârtițele ar ridica mușuroaie. Nu îmi dau seama. O să încerc cu niște fasole la metru. Să vedem. Dacă o să-i meargă. Și o să o sac mai des. Nu știu ce să fac. Bine, vom vedea. Așa. Deci m-am hotărât. Pun fasole pe arac pe partea asta. Pun pe partea cealaltă plante companion. Avem niște ridichii albe și niște gulii. Și alte ridichii de la Nadina de la Olanda. Vorba unor oameni mari. Și am să pun 4 răsaduri de broccoli. Din loc în loc, între ele. Și sunt foarte curioasă cum o să decurgă toată treaba în stratul ăsta, care este chiar dubios. Cred că trebuie să aplic metoda cu cele 2 ceasuri. Dar o să mai vedem și mâine. Până atunci vă las și ne auzim.